Stare de alertă în comuna Măldărești, județul Vâlcea, unde o groapă de gunoi arde mocnit de peste o săptămână. Potrivit reprezentanților ISU, nu există pericol de extindere la casele localnicilor, însă în zonă se degajă o mare cantitate de fum. Incendiul se manifestă pe o suprafață de peste 1,5 hectare. De 8 zile, pompierii lucrează non-stop pentru a-l stinge, dar eforturile lor sunt fără rezultat, deoarece focarele se află la mare adâncime, iar flăcările sunt întreținute de gazele degajate de degradarea deșeurilor. Este o intervenție foarte dificilă. La ora actuală, incendiul se manifestă pe o suprafață de 1,2 hectare. Se intervine permanent cu 2 echipaje. Un echipaj este în rezervă pentru a preîntâmpina extinderea incendiului la zonele învecinate. În partea de sud avem o pădure pe care o protejăm permanent. De duminică seara, începând cu ora 17:21, se intervine permanent în schimburi, de câte 7 sau 11 persoane în funcție de câte echipaje intervin la fața locului. Incendiul a izbucnit în condiții încă neelucidate. Populația din 6 localități este afectată de fumul necăcios. Este gravă situația. Astăzi de dimineață am fost în zonă, după ce anterior se hotărâse monitorizarea de către instituțiile cu rol în domeniu. Am fost spre a vedea care este situația în zonă și, într-adevăr, este foarte gravă. Era un nor de fum toxic care se întindea pe o distanță de câțiva kilometri buni. Mai multe persoane care suferă de afecțiuni respiratorii au fost transportate la spital. Între timp, autoritățile au decis ca metoda de intervenție să fie schimbată și să se acopere cu pământ zona incendiată. Nu se poate stinge cu apă și spuma decât să pot diminua efectele lui și pompierii, pe această cale țin să le mulțumesc, au evitat ca să se aprindă și pădurea imediată apropiere, că altfel era foarte, foarte grav. Groapa de gunoi de la Măldărești a fost închisă la mijlocul lunii iulie din cauza unor neconformități. Aceasta după ce, în ultimii ani, instituțiile de protecție a mediului au aplicat mai multe amenzi administratorului depozitului de deșeuri. La Măldărești a mers și ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, care a declarat anterior că are suspiciuni cu privire la incendiu, având în vedere că acesta a izbucnit brusc.